Mai am și acum din un proiect cu unul dintre cei care au fost elevi la mine, Nico Carstens, cu care vom produce probabil un disc în continuare și care se pare că din ecourile care le primim se prezintă destul de bine și există interes pentru el. Cam asta ar fi cu Germania. Originar din Timișoara, Octavian Iepan a scris istorie muzicală în România din anii 80 cu grupurile pop-rock timișorene în care a activat. Între cele mai importante se numără Cargo și Progresiv Teme. Emigrat în 88 în Germania, stabilindu-se la Hamburg, chitaristul-compozitor a rămas profesional în muzică, lucrând atât în Occident cât și în România. Dar această ediție iterează povestea cu cântec a carierei sale pe scenele românești, indiferent de unde au fost accesate acestea. Pentru început să fie vorba despre grupul New Wave, Metamorph. Am făcut niște turnee la ora aia, care erau mai mult zonale, și în țară așa mai mult s-a ieșit la festivale. Era un festival care se ținea la mare, la Costinești, acolo am apărut, unde cântau în perioada Progresiv Teme, era trupa cea mai în vogă. Pentru corectitudine, a mai existat o trupă pentru Tavi, Autostop, un proiect în care acesta a cântat alături de Adi Bărar, viitorul chitarist lider de la Cargo. Iar această înregistrare din concert este singura arhivă cu formația Metamorph, celălalt rezervor de june talente pentru Cargo. Metamorph apărea în contextul respectiv propunând o muzică nouă. Deci, ca să fac o paralelă, în țară era Chifiriuc, cânta în perioada aia o muzică nouă, ca și Puls, și Timpul Noi. Deci, practic am început în paralel cu Timpul Noi. Ei au rămas în formula aia, adică au rămas ca nume și ca trupă, au dezvoltat-o până la un nivel foarte bun, zic eu. Metamorph a durat un an și o vară. Deci a fost o trupă care a durat foarte puțin. Deja cu o experiență muzicală semnificativă pe scena rock timișoreană, pretențioasă dar onorantă, Tavi Iepan este de la primul acord în grupul timișorean astăzi celebru, atunci plin de lupi tineri. În următoarea secvență live, un solist vocal necunoscut, astăzi celebru, Leo Iorga. La Cargo s-a ajuns la un moment dat. Era o încercare de a face muzică rock, dar să o adaptez la chestia românească. Și se adapta faza asta stilistic, melodic și cu elemente de folclor, dar adaptat, zic eu, mai mult prin text. Textul care era o problemă foarte, foarte mare la ora aia, existând cenzura. Am făcut texte în perioada aia, am făcut și piese și nu era ușor să faci un text care să treacă de cenzură și totuși să ai o chestie de protest. Thank you.
situația în țară era așa de o presiune din aia nervoasă, parcă trăia un roman din ăsta de Kafka tot timpul. Și la un moment dat viața te duce în altă zonă. În perioada au plecat foarte mulți, pentru că asta era faza atunci. Am plecat și eu. Ajungând dincolo, m-am întâlnit din nou cu un vechi prieten, Dixie Krauser, și am început din nou să cântăm. După fuga din Metamorf, trupa care a ajuns la un moment dat și în vizorul securității, prin urmare și pe undele herțiene ale postului Radio Europa Liberă, imagini filmate în anii 90 de fratele lui Tavi, regizorul Florin Iepan, nefinalizate într-un clip pe suportul melodic al grupului româno-german nouăzecist Flying Wood. Majoritatea celor care te întâlnesc în Occident, în momentul în care zici că vii din România, știu trei lucruri. Deci Ceaușescu, Dracula și securitate. Deci noi am întins-o din cauza asta și am ajuns acolo și ați întrebat același lucru. Zice Ceaușescu, Dracula, securitate. Prima trupă refăcută de Tavi la Hamburg, alături de fostul coleg de la Metamorf, Dixie Krauser, și de încă un baterist, s-a numit Sector. Iar acest prim concert în România a avut loc pe scena primului mare festival rock internațional de după Revoluție. Zic eu că se cânta nu rău. Trupa respectivă a ajuns la un moment dat într-un impas, pentru că în trei este foarte greu să cânți. Deci în trei este o chestie unde nu există pardon. Și la un moment dat ai tendința și intenția să încerci cât de cât să intri într-un comercial ca să asigură un trai decent. Și atunci s-a schimbat formula aia de trei și s-a ajuns la Flying Wood, unde am luat și vocalist, și clăpar, sau gitarist. Iată și grupul Flying Wood la lucru în Germania, care avea să preia și din primele compoziții Cargo, scrise de Tavi Iepan în anii 80 și apărute pe primul disc al trupei timișorene. Vocalistul era de acolo și clăparul era de acolo și am mai ocupat locul 3 la nu știu ce euro concurs din asta, după care a apărut și o firmă de sponsorizare langneze, ăștia care aveau bani lor aia, și atunci primeam un fond de sponsorizare pentru fiecare concert unde cântam. Dar viața fiind dură și fiecare cu problemele lui, eu știu, tot felul de faze care nu mai vreau să le zic, alcool, alte faze și nu știu ce, dacă nu reziști și mental la presiunea care este acolo, e foarte greu să ajungi. Plus că trebuie să reziști un anumit timp până să intri în zona aia care și financiar e importantă. Compozitor, textier și lider al grupului româno-german, care făcea deja valuri mari la jumătatea anilor 90, Tavi Iepan nu a răzbit ușor în noua țară. Cu acest grup a reușit însă un prim disc editat și în România, numit By Now, Pay Later.
forgotten and rejected. Guns and bullets overruled, those who won't accept it. Există un sound de Timișoara care s-a format în decursul anilor. Că a fost Phoenix sau a fost Progresiv sau a fost Promuzica sau Cargo sau Metamorf sau alte trupe, care toate au alimentat. Deci fiecare generație la un moment dat a mai pus și ea o cărămidă acolo. După 2000, Tavi a revenit în România încercând un alt gen de proiect, respectiv exclusiv românesc, dar format și din muzicieni români din diaspora. Cazul fostului coleg de la Cargo, acum inginer de sunet la Disney Channel în Paris, chitaristul Adrian Popescu. După ani de navetă pentru cei doi rockeri, în 2009 grupul timișorean Locatarii lansa în București un disc cotat foarte bine și promovat de mai multe clipuri unul și unul. Nu mai știu de mine, de trei zile beau în continuu și-mi vine să spar tot în casă, ceapul sau mai are legătură cu tine. Plecările erau cam definitive. Nu am crezut că o să mă întorc, dar cu atât mai mare a fost bucuria în momentul în care lucrul ăsta a fost posibil. După 90, sigur că am sperat că pot să mă întorc, să fac muzică, dar încă lucrurile nu erau atât de concrete, nici așezate. A urmat perioada aia care o știm cu toții, în care a fost, cel puțin pentru muzică, pentru cei care cântau aici, o perioadă foarte grea. Acum începe o revigorare în sensul ăsta pentru muzica rock, lucru care mă interesează pe mine și cred și sper că am ceva de spus sau avem ceva de spus eu cu colegii mei, de aceea am și făcut acest album. Pare o distanță mare, dar în general nu e ceva deosebit în lumea muzicii în Europa. Pentru că dacă vedeți și trupele de afară, sunt mulți care nu locuiesc în aceeași țară, în fiecare stradă altundeva și se adună în momentul în care au de cântat. Distanțele nu mai sunt cele dinainte, în momentul de față te urci pe avion și ești foarte repede aici. Au adus cu ei și cei dresați de bani. Expoziția canină când s-a terminat, ciopănesul Miloric a fost premiat. Viva numele Domnare, parcă ați plecat în țară, parcă s-a trăit cu fiara care ne-a furat mioara. Toată noaptea m-am luptat, când cu cât ai lucrat, ce vedeți e dintre șară, bagul în o laterală. Începând de la mesajul pieselor până la cei care i-am adunat în această trupă, instrumentiști, fiecare își aduce aportul și cred că e o chestie interesantă pentru orice iubitor de rock și nu numai de rock. Dincolo de zidul de la cimitir, cineva mai varsă lacrimi fără șir. S-a schimbat de atunci orașul din trist gri în chic monden.
sufocat de automobil, chioșcuri modă și antren, zgribuliți copiii străzi lângă un concurs de mis. Unii caută-n tomberoane, alții zboară la Paris. Dincolo de zidul de la cimitir, cineva mai varsă lacrimi fără șir. Este o piesă de suflet care, cred eu, pentru mine cel puțin e foarte importantă și trebuia făcută. Adică încerc să spun ceva în piesa aia, în ideea că tot ceea ce s-a întâmplat la momentul Revoluției atunci și foarte mulți încearcă să împingă chestia aia deoparte, mi se pare neloial. Adică de parcă ar fi fost tot timpul așa cum este azi. Că e bine, că e rău, că nu știu ce, fiecare are problemele lui, dar cei mai mulți uită în ce lume paranoidă am trăit atunci. Și asta de acum e paranoidă, dar totuși începem să respirăm, începem să ajungem, e drept foarte greu la un așa zis normal. De-aia mi se pare foarte important să nu uităm momentul la zero. Nu vorbește, ci șoptește, foarte încet, dar apăsat. Uneori se mai oprește, face un semn și a plecat. Gata șeful, zic jandarmii, și roiesc ala. În Germania muzical eu de mulți ani sunt la o școală plătită de stat, unde vin tineretul de acolo și eu îi ajut, începând de la, eu știu, să învăț să cânte, până la imprimări, până să le explic ce se întâmplă în domeniul ăsta muzical și de ce și cum se întâmplă. Acum, 2 ani jumate, am avut unul dintre elevii de la mine a câștigat DSDN-ul, deci ăla, Vocea Germaniei, cum ar veni, care a fost acum 10 ani la mine, sau eu știu. Și astea sunt satisfacții pe care le ai, când vezi că cei cu care ai lucrat și, eu știu, până la o anumită vârstă le-ai arătat ceva. Din 2010, beneficiind de aportul solistului Kempes, celebru cu Cargo, emigrat în Australia, dar revenit în România, Tavi lasă proiectul Locatarii, care spusese deja tot ce se putea într-un showbiz în tranziție, pentru un nou grup. Resident X, care a explodat în 2012 pe marile scene ale țării, avea încă un muzician timișorean din diaspora, pe basistul Cristian Podrațchi de la Berlin, dar și un chitarist 100% german, Matthias Lange. Discul se numește Alpha și este primul disc Resident X. Pe el se află 8 compoziții care și teme care le-am făcut în perioada Cargo. Practic când a pornit formația Cargo și eu zic, s-a pornit un anumit drum, s-a concretizat un stil la ora respectivă pe care trupa a continuat. Cred că o perioadă foarte importantă și foarte interesantă pentru cei care, eu știu, sunt fan Cargo, ca să vadă și de unde s-a pornit. Asta fără să minimalizez deloc ce au făcut ei după plecarea mea din trupă, din contră. Au
continuat și au dus trupa unde trebuia să ducă. Hai, tare! Încă o dată! Cel puțin 4 piese sunt necunoscute pentru că nu au mai fost reluate de atunci, nici de mine, nici de ei. Sunt piesele cunoscute care sunt Brigadierii, Povestiri din gară, Buletin de știri, care le-am compus atunci, și poate Iarna, care a mai fost cântată live și cu Ovidiu împreună. Și celelalte 4 piese sunt piese care au ajuns deja la public prin concertele noastre live și acum sunt pe un suport, pe un CD, și reprezintă materialul cu care noi am pornit la drum. Resident Ex a fost subiectul principal al unei alte ediții a emisiunii, până în momentul unei mari cumpene, aceea a plecării solistului Kempes. Din fericire, Tavi și colegii săi au continuat în aceeași direcție, organizând o selecție pentru un nou frontman, firește din România. Ca un bun rămas. Într-un ultraviolet se stingea ușor ca pe un vechi fototape și-ultimul amor. Vine clipa să mă pierd în tine, mă dezbrac în amintiri și în timp pentru ce-a fost ce vine. Cel mai important lucru pentru noi este, de fapt, să cântăm și nu trebuie luat nimic dramatic. Până la urmă, este vorba de muzică, o chestie care o faci cu plăcere sau nu o faci. Pentru că dacă o faci numai cu un scop, eu știu, să câștigi bani sau să fii faimos, nu se merită. E ca și cum era și bancul ăla, că sunt tipi care când n-au ce să facă, se dezbracă și își păzesc hainele. Are aproape 20 și un tricou cu Tomia Iombi, un tatuaj făcut pe veci, a fost crescut de mic de Omi. Trăiește mitul rock and roll, cu nici ascultă Roy Black. Un șlagăr vechi a avut un rol, un pic tiroi și mult mai mult din black. E foarte important să rămânem la o culoare din asta românească, combinată cu sigur ce se întâmplă în muzica rock acum. Trăiește mitul rock and roll, unici ascultă Roy Black. Un șlagăr vechi a